Bună seara și bună vreme, dragii mei! Iată că, așa cum îngăduie Bunul Dumnezeu, sărbătorile de iarnă încep cu Sfântul Andrei, adică cu capătul de iarnă. Prima zi de iarnă, așa cum o socotește și Paul Levanățan și țăranul român, este ziua Sfântului Nicolae. După aceea, dragii mei, vine Ignatul, vine Crăciunul, vine Boboteaza, nu, sunt Văsâiu, Boboteaza și după aia Sfântul Ion. Ei bine, dragilor, în acest spirit și în această magie a sărbătorilor de iarnă ne-am adunat aici la librăria Semn de Carte, unde, într-adevăr, cine are carte, are parte. Noi am avut cărți, am avut parte de tot ce este mai frumos aici la români și la bănățeni în special, adică de graiul bănățean, de muzica vocală, aducându-l în fața publicului spectator și poate telespectator, pe inegalabilul Iosif Ciocloda și pe Cătălina Pâșlea, și ne-am bucurat de aportul unui clarinetist de valoare, Mircea Șteopor.